Pușcaș nici nu joacă. Da, da, dar n-a greșit Pușcaș, vezi? Da. Dacă n-a jucat, n-a greșit. Greșit că i-a sărit mingea, e terminat. Nu, dar dacă n-a jucat, i-a, i-a sărit mingea din cosiță. Cum a zicea, i-a zis Dinu Ileana Cosânzeana, i-a zis. Ileana, Pușcaș cu cosițele lui ziceai că era Ileana Cosânzeana venită în vizită la, la Zmeul Israel, așa a zis. În Elveția, când a deviat-o cu capul, a fost bun. Nu mă bag în modul în care arată jucătorii, că își fac coafiurile de felul ăla, eu știu, tatuaje sau ce mai fără. A mai apărut toată, nu știi, când a apărut cu ochelarea aia de cei că Elton John avea niște oia roșii în față. Mă așteptam să aibă și un microfon să se ne cânte ce vrea, bă, nu șlagă. Nu asta este neapărat cum arată, dar problema noi sunt, eu sunt interesat de ceea ce trebuie să fie în teren. Fotbalistul după aia, viața lui mai putea, dar în teren arată nene că ești fotbalist, că ai calități, că ai. Nu te-am întrebat că ești atacant, îți place Pușcaș? Ba da, m-ai întrebat, nu-mi place. Da? Aș prefera alt tip de jucător acolo, cum este Ali Bek, inclusiv cu, nu știu, în alt sistem de joc aș, poți să-l pui și pe Mazilu. Întreabă pe mine, că mie îmi place, dar fundaș mie mi-ar plăcea Pușcaș. Dar peste toate, uitați-vă la ceva, peste tot, Pușcaș e singurul care are ocazie de gol. Oare, oare? Dacă are, da, și Ali Bek, dacă Ali Bek era acolo, cred că dădea mai bine. Dacă era Ali Bek acolo, părerea mea. Da, dar poate n-ajunge acolo. Cum? Poate n-ajunge acolo. Nu, Ali Bek sigur ajungea mai bine decât Pușcaș acolo. Da, eu, de exemplu, aș fi preferat pe altcineva, mai ales că nu joacă la Luis Munteanu? Luis Munteanu. Un jucător inclusiv, un jucător tehnic. Inclusiv fac o mutare, îl pun pe Mitriță în stânga, care nu este, și îl pun pe Coman. Vârf, dacă trebuie să scope Ali Bek. Uh-huh. Schimb puțin din step sau joc contraatac. Ceea ce România asta a vrut să joace, contraatac.